ședinței. Cunoașteți proiectul ordine de zi din convocator? O să dau citire proiectului ordine de zi. Cu modificările, evident, care au intervenit și le-am găsit cu toții pe masă. Astfel, să schimb un pic ordinea. Primul proiect pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru finalizarea construcției și adotărilor aferente la Catedrala Ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt din Măcipănești. Inițiator, domnul primar Gnatiuc Nicolae. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna septembrie 2017. 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privitoare la anexa numărul 2, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator, domnul primar. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 177 din 21 decembrie 2016, privind aprobarea dării în administrare a obiectivului cămin pentru persoane vârtnice din strada 8 martie numărul 26, municipiul Onești, județul Bacău, același inițiator, domnul primar. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 31 mai 2007, privind înființarea și organizarea Serviciului Public Direcția de Asistență Socială a municipiului Onești. Serviciul al municipiului Onești. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile și sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, același inițiator primar Nicolae Gnatiuc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului și a convenției cadru de facturare individuală a consumatorilor a consumurilor de apă și de canalizare. Inițiator primar Nicolae Gnatiuc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unui autoturism marca Skoda din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Inițiator primar Gnatiuc Nicolae. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017 și modificarea listei de investiții, același inițiator primar Gnatiuc Nicolae. 10. Prezentarea raportului de activitate al administratorului special al Termon CTSA pentru luna iunie 2017. 11. Prezentarea raportului de control numărul 14663 din 3 august 2017 privind principalele aspecte care s-au desprins în urma controlului efectuat controlului de fond efectuat de instituția prefectului Bacău la unitatea administrativ teritorială Unii, județul Bacău. 12. Prezentarea raportului de audit financiar numărul A18855/1 din 26.06.2017 și a deciziei numărul 34 din 3.08.2017 emisă de directorul Camerei de Conturi, județul Bacău, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în urma acțiunii auditul financiar privind contul anual de execuție bugetară pentru anul 2016 la UAT Onești. Și punctul 13 diverse. Sunt observații la ordinea de zi? Am primit eu, am primit pe mail un fel de completare la ordinea de zi în ceea ce privește societatea, domeniul public și privat. Probabil ați primit și dumneavoastră. Dar înțeleg că nu sunt în format fizic. Nu există acest proiect. Aș vrea să supunem să punem discuții, dar nu am ce să punem discuții pentru că nu l-am găsit fizic, acest proiect de hotărâre. Este doar o informare cu privire la... Rugămintea mea este... Discutăm cam de mult timp de acest proiect. Avem, cred că, vreo 2-3 luni care discutăm. Cu avize negative, cu avize pozitive, cu... Să punem ordinea de zi și să-l închidem. Ies, trece, nu trece. Dar numai frânturi. Ba, eu numai o bucățică, ba, nu-i raportul, ba, nu-i avizul. Haideți să-l discutăm și să-l închidem. Bun. Observațiile ordinea de zi în afară de asta nu sunt. Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu, unanimitate.
Observații la procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt. Dacă nu, e vorba de două ședințe aici. Și ordinara din 6 iulie și extraordinara din 31 iulie, nu de-aia dacă sunt începută. Da? Bun, dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Nu. Intrăm în ordinea de zi. Are cuvântul domnul primar. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Hotărâre privind aprobarea protocolului pentru finalizarea construcției și adotărilor aferente la Catedrala Ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt. Consiliul Local al Municipiului Onești, întrunit în ședință ordinară ziua de, având în vedere expunerea de motive, haideți să vorbim pe scurt, cum am făcut la celelalte proiecte de hotărâre. Parohia Pogorârea Sfântului Duh solicită încheierea unui protocol între parohie și Primăria Municipiului Onești, protocol ce privede, să zic, un fel de asociere în vederea continuării lucrărilor a investiției la Catedrala Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh. Înțeleg de la colegii de la serviciul juridic că nu au un punct de vedere pe care vă rog frumos să-l împărtășiți și colegilor din Consiliul Local, pe de o parte, cât și părintelui Alupei, inspector Alupei, pentru a clarifica aceste aspecte juridice. Eu personal vă mărturisesc că îmi doresc găsirea unor soluții administrative, astfel încât să existe posibilitatea de a finanța și guvernul prin Ministerul Cultelor această investiție, pe de o parte, cât și prin bani proprii a parohiei, cât și Primăria Municipiului Onești, deci trei entități să poată participa financiar, astfel încât lucrările acolo să continue. Vă rog, doamna Alice Brânceanu, să ne comunicați punctul de vedere. Dau cuvântul reprezentantului compartimentului de specialitate. Din conținutul actului juridic am invit să constată faptul că actul supus aprobării nu întrunește condițiile de valabilitate ale unei convenții sub aspectul obiectului și cauzei. Sub aspectul obiectului nu este stabilită în concret conduita părților, iar sub aspectul cauzei actului raportat la denumirea protocolului și la intenția avută, aceea de a stabili condițiile concrete de finalizare a construcției și a datorilor aferente Catedralei Ortodoxe, nu sunt identificate în concret acțiunile și contribuția fiecare părți semnatare în vederea finalizării investiției. În acest sens, lipsește anexa culcărilor estimate rămase de executat, precum și detalierea clară a contribuției financiare din partea ambelor părți semnatare, a modalității legale în care se va realiza contribuția, aportului financiar ce urmează a fi realizat la acest obiectiv, obiectiv care, conform listei de inventar întocmite, reprezintă până acum investiții de la buget local de 16.666.825 de lei. De asemenea, având în vedere lucrările de investiții derulate până în prezent, ținând cont de regimul juridic al investițiilor, precum și de recunoașterea reciproce pe care le implică protocolul, arătăm cu o referire generică la contribuțiile părților și implicit avizarea și însușirea actului în forma prezentată nu ar avea suportul unei analize pertinente și verificate din partea aparatului de specialitate a primarului. Față de cele arătate, arătăm faptul că proiectul de protocol în forma propusă nu poate primi viză juridică. Mulțumesc. Comisia de specialitate a luat în discuție acest proiect? Nu. Pentru discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Discuții s-au purtat, ca să fim foarte corecți, din câte știu, discuții s-au purtat între părintele Alupii prezent în sală și reprezentanții ei și a altor partide în afară de PSD. Asta mi-a spus părintele, nu citesc eu printre rânduri sau în stele. Eu cred că este foarte bine de analizat în profunzime acest subiect și să luăm o decizie. Este clar că sunt foarte multe clarificări de făcut. Eu vă propun să nu trecem la vot și să constat alături de cei prezenți în sală,
că nu se votează acest proiect, că avem abțineri și nu trece proiectul, pentru că ar însemna un blocaj în acest moment asupra eventualelor, să zic, finanțări, pe de o parte. Pe de altă parte, am rugat, trebuie să știți și dumneavoastră, colegii din cadrul Primăriei Municipiului Ionesc, să elaboreze un material până la sfârșitul acestei săptămâni, deci până mâine inclusiv. Material care are ca scop, să zic, elucidarea posibilităților de finanțare de la bugetul local a lucrărilor de acolo. În momentul de față putem să finanțăm lucrările și am și bugetat în anul acesta cu 5 miliarde jumătate, dar ne împiedicăm de un aspect, de un singur aspect, și anume contractul de execuție a lucrărilor acolo a încetat cu constructorul și trebuie reluată toată procedura de achiziție publică pentru desemnarea unui nou constructor. Această procedură, care presupune și proiectare pe rest de execuție, din câte știu și eu din experiența administrativă și câte îmi spun și colegii din aparatul de specialitate, se va întinde minim la un an, într-un termen optimist, să nu zic un an jumătate. Asta înseamnă că anul acesta cei 5 miliarde nu-i putem cheltui, la anul nou să putem cheltui bani. În acest sens, voi face un raport pe care o să vi-l prezint și dumneavoastră pe de o parte, cât și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru că eu consider că dacă vrem ca lucrările acolo să continue, singura soluție în acest moment este de preluare a catedralei în administrare de către parohie. Astfel le putem aloca sume de bani, cum am alocat în acest an și către parohia Sfântul Nicolae pentru a construi capelă mortuară, pentru sediul protopopiat și pentru toate bisericile ortodoxe și catolice din municipiul Onești, cu sume pentru diverse probleme de rezolvat. Săptămâna viitoare o să vă trimit acest material pentru a-l consulta, dar până atunci ori propun o pauză de analiză, ori proiectul să fie pus în discuție la sfârșitul ședinței, pentru că tare mi-e teamă, dacă trecem la vot, o să se întâmple ceva. Deci, din punct, domnul primar, din punct de vedere procedural, sunt două variante de lucru. Una. Eu nu retrag proiectul. Am înțeles. E, atunci nu mai rămâne decât una. Nu avem raportul comisiei. Haideți să luăm o pauză de 5 minute ca să fie discutat în comisie, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru a putea să-l supunem la vot. Că suntem totuși în ședință ordinară. Nu suntem în ședință extraordinară. Avem nevoie de acest raport, da? Eu propun să suspendăm ședința, nu 5 minute, ca să nu facem lucrurile pe genunchi, 10 minute, după care reluăm discuțiile și o să supunem la vot proiectul obligatoriu cu raportul comisiei. Da? Dar de ce nu amânăm acest proiect o săptămână sau două săptămâni? O săptămână. Domnule. Și domnul primar să pună în vedere sau să ceară celor care au responsabilități să ne dea idei, ceea ce trebuie să facem, în mod legal. E ușor de spus că așa ceva nu-i corect. Da? Dar eu vreau să-mi spună, domnule, asta trebuie să faci. Ori mergem pe licitație, ori mergem pe administrare directă, o predăm. Domnule, eu ca președinte de ședință, nu pot decât să-i expun cele două variante de lucru. Prima variantă de lucru este retragerea proiectului și repunerea lui pe ședință extraordinară. Dacă inițiatorul a spus că nu-și retrage, singura variantă care rămâne din punct de vedere procedural la discuție, asta este, ca proiectul să intre în discuție. Ne trebuie avizul comisiei. Deci, ajungem tot aici. Restul discuțiilor sunt de prezent. Deci, și materialele trebuie puse la dispoziția consilierilor cu niște zile înainte, adică se întrunește comisia și își dă cu părerea... Da, comisia trebuie materiale... să se întrunească cu câteva zile înainte. Exact. Credeți că procedura nu știu exact. Bună, dar să o știm și procedural. Noi. Bun, este că dai un punct de vedere care spune că nu se poate, da? Când ai un punct de vedere juridic care spune că nu poți să faci asta asociere, și când totuși intenția, dorința parohiei, pogorârea Sfântului Duh, este de a merge pe încheierea acestei colaborări, eu nu pot să sunt în Consiliul Local și avem comisie juridică și avem destui juriști. Înțeleg că există un punct de vedere divergent. Poate să fie foarte, foarte aplicat și foarte bine pus la punct. De aceea avem și juriști, avem și secretar, avem și Consiliul Local. Eu nu spun că lucrurile în modul cum, acest protocol, în modul cum este elaborat,
și supus atenției dumneavoastră este perfect, poate fi perfectibil. Domnul primar, dar nu discutăm problema de fond aici. Nu are rost să discutăm problema de fond pentru că n-avem încă toate elementele ca să discutăm proiectul. Deci nu putem discuta proiectul până când nu avem avizul comisiei. Care comisie? Bugetul. Și juridicul, părerea mea, da? Și juridicul, da? Suspendăm 10 minute, dacă se dă aviz, se dă, dacă nu, asta este. Da? 10 minute. Domnul președinte, se poate? Da, doamna consilier, vă ascult. Eu nu cred că există cineva care se îndoiește de faptul că și domnul primar și consiliul local au avut toată disponibilitatea în a susține aceste investiții. Și o știți foarte bine că atunci când a fost votat bugetul la începutul anului, a fost toată deschiderea pentru susținerea acestei investiții. Nu cred că este vina consiliului local că până în momentul de față nu s-a făcut niciun demers în acest sens. Asta chiar nu ține de noi. Eu vă întreb din acest protocol, care nu a primit aviz de legalitate, poate cineva să-mi spună ce face primăria și ce face poporul Sfântului Duh? Despre asta este vorba. Aprobăm un protocol în care nu știm ce fac părțile. Doamna a exprimat-o în termeni juridici. Ce face fiecare dintre părți? Ce vreți să aprobăm noi? Doamna Bădic, mi se pare că vorbim împreună și ne înțelegem separat. Ascultați-mă un pic și aveți răbdare. Deci nu am cum să intru în discuțiile de fond ale acestui proiect. Eu n-am dat drumul la discuții, n-ați înțeles? Eu nu pot, n-am avizul comisiei. La o ședință ordinară, ca să intru în discuțiile pe proiect, pe fondul problemei, pe fondul cauzei, domnul primar a făcut o prezentare de ansamblu, da? Da. Eu acum, dacă vrem să discutăm efectiv cu acest proiect, îmi trebuie avizul comisiei. Se poate și fără avizul comisiei. Comisia nu și-a dat avizul. Nu se pot purta discuție dacă nu există avizul comisiei de specialitate? Indiferent dacă este pozitiv sau negativ avizul comisiei... Trebuie să existe, domnule. E ședință ordinară. La o ședință extraordinară n-am nevoie de el. Haideți să suspend ședința 10 minute. Dacă o să avem avizul, o să avem. Dacă nu, trecem la punctul următor și am închis subiectul. Mulțumesc. 10 minute pauză. Păi chiar dacă noi am zis tot. Poate fi dezbătut fără avizul comisiei. Nu poate fi dezbătut. Dragile, dragi colegi, am o rugăminte, da? Am o rugăminte. Când a fost fiecare și președinte de ședință, a condus ședința cum a crezut de cuvință. Nu mi-a luat în nume de rău. Dar îmi place să facem lucrurile ca lumea. Nu așa herupis. Hai să vedem că o fi, că o pății. Am suspendat ședința 10 minute, să întâlnește comisia. Mi-e dă aviz, ne dă, nu trecem la punctul următor. Punct. Da. Sunt cele trei comisii, economic, juridic și urbanism. Sigur. Sala mică de ședințe vă stă la dispoziție. Iată că s-a coborât Duhul Sfânt asupra Consiliului Local și s-a luat o decizie, înțeleg, favorabilă. Toate cele trei comisii au luat vot, au dat vot favorabil, da? Cu majoritate, nu cu unanimitate. Au fost alte discuții. Bun. Eu n-am să mai insist pe acest proiect, am avut discuții destule, avem cele necesare, dar avem și raportul comisiei și supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 1, 2, a 3 abțineri, 4 abțineri, da? Împotrivă nu sunt, nu? Bun, proiectul a trecut. Trecem la următorul punct în ordinea de zi. Vă mulțumesc, bună ziua și spune. Sănătate, numai bine. Domnul primar, aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna septembrie 2017. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, după domnul Pamfil Gelu Ionuț, președinte în exercițiu, să fie ales președinte de ședință pentru luna septembrie 2017, pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Oneș. Vă mulțumesc! Raportul comisiei de specialitate. Raportul compartimentului de specialitate. Îmi cer scuze. Având în vedere prevederile articolului 35 din legea 215 pentru domnul administrației locale, urmează să dispuneți alegerea președintelui de ședință cu mandat de o lună calendaristică, pe urmând ca acesta să-și îndeplinească pauzii în luna septembrie 2017. Favorabil raportul comisiei. Dacă sunt discuții? Doamna Pașcu, acceptați funcția de... Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă nu sunt. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 30.05.2017 privitoare la anexa numărul 2, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Prin adresa numărul 158 din 2-8-2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța
ne înștiințează asupra faptului că dintr-o eroare materială transmis spre aprobarea Consiliului Local versiunea regulamentului Serviciului de Apă și de Canalizare din anul 2014. La momentul adoptării HL numărul 77 din 30 mai 2017, fiind în vigoare regulamentul serviciului aprobat prin hotărârea AGA de Apă Canal Constanța numărul 11 din 19.04.2016. Pentru aceste motive, se impune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HL numărul 77 din 30 mai 2017, în sensul înlocuirea anexei numărul 2 cu anexa prevăzută în prezentul proiect reprezentând regulamentul serviciului în vigoare. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Legea numărul 215/2001 a administrației publice locale stabilește că atribuția la Consiliul Local asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică privind alimentare cu apă și de canalizare. Prin HR numărul 62 din 18/04/2017 s-a aprobat aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, persoană juridică de drept român, înființată conform dispozițiilor legii numărul 215 a administrației publice locale. Prin adresa numărul 158 din 2-8-2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța înștiințează asupra faptului că dintre erori materiale anexă la hotărârea respectivă este reprezentată de regulamentul vigoare în anul 2014 și nu de formă actualizată în anul 2016 și aprobată prin hotărârea AGA din Apă Canal Constanța numărul 11 din 19-4-2016. Ca urmare, este necesară aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în formă actualizată. Comisia de specialitate? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Da, doamna Cătic, vă ascult. Da. O să am o intervenție pentru toate patru proiectele de hotărâre care urmează. Și o să vă spun că, nu știu, apreciați dumneavoastră, eu nu fac acuzații, dar doar constat că din nou proiecte de hotărâre care au fost supuse inițial dezbaterii și aprobării, patru sunt modificări. Nu mi se pare normal la o administrație de municipiu să existe atâtea erori materiale, îndreptări, greșeli și tot felul de povești de genul ăsta. Nu cred că este normal, nu cred că nu avea nimeni atribuția de a verifica acea documentație în momentul în care au fost aprobate caietul de sarcini, studiul de oportunitate, nu mai știu, oferta care a făcut-o raja. Ideea este că, nu știu, domnul primar, cred că dumneavoastră sunteți în măsură să luați măsuri, nu este deloc în regulă. O să vă spun și cu contractul care va fi prelungit după ce este expirat de la DGASPC. El a expirat în mai și noi acum, nu știu, modificăm o hotărâre. Și cu salarizarea în care nimeni nu a avut curiozitatea să răsfoiască că era vorba de niște tabele, să vadă că, de fapt, cultura și muzeele sunt prinse în grilă și nu trebuiesc practic făcute de către administrație, deci practic ele erau stabilite prin lege, cred că sunt niște scăpări destul de grave. Nu este normal, de aceea, nu știu, vă rog să țineți cont de aceste aspecte și pentru o primărie de municipiu nu cred că ar trebui să avem atâtea modificări, erori, îndreptări în fiecare ședință. Mulțumesc. E vorba și de acest proiect de hotărâre care vine cu modificare, că cineva nu l-a văzut, nu a știut sau nu a fost pe fază. N-a avut nimeni curiozitatea, inclusiv dumneavoastră, vă referiți și la dumneavoastră. Ați fost în comisie? Am înțeles. Domnul primar, aveți cuvânt. Pentru totul de acord, doamna Angolin. Mici amendamente. N-am făcut eu selecție de personal decât în ultimul an și jumătate asupra angajaților primăriei municipiului Onești și pe bază de concurs. Nu eu, Gănatiu Nicolae, ci comisia de concurs. Sunt angajați în cadrul primăriei municipiului Onești și o spun încă o dată, care își fac treaba foarte bine, care merită salarii mai mari decât cele care le au și le vor avea. Și sunt angajați care au lipsuri. Ca fiecare dintre noi, avem lipsuri. Este clar că trebuie făcută o evaluare și trebuie să îndreptate aceste probleme. Dar să dăm acum cu umoroi în toți angajații primării municipiului Onești și să-i alertăm. Nu, n-am spus asta. E clar că trebuie să facem o analiză mai amănunțită și este bine ca pe viitor să încercăm să remunerăm acele persoane care clar fac diferența între medie și plus, decât să fie toți la un nivel așa de mediu. Sunt oameni foarte competenți, oameni care se dăruiesc activității primăriei
Și sunt oameni care vin la primărie și fac prezență. Sunt convinsă, eu nu judec pe nimeni, doar am constatat o situație. Da, am constatat-o cu toți. Și uite, așa ajungem la propunerea pe care am făcut-o eu acum vreo jumătate de an, să încercăm să analizăm un pic această organigramă și pe aici, pe locuri, pe punctele esențiale, cum zice cineva, să încercăm să mai lucrăm. Probabil că vom ajunge și la aceasta. Da, domnul primar, aveți cuvântul. Domnul exprimat, ca să nu... Da. Se pare că ne pripim atunci când facem apreciere în legătură cu activitatea unor colective de salariați, fie că e primărie, fie că e DPP sau o societate comercială. Sunt chestiuni ca inerente care apar la mii de documente care se fac. Tocmai de aceea legiuitorul a venit cu modul cum se rezolvă aceste erori materiale. Și a dat posibilitate să se facă întreprinderi de derivare. Este pe lege și este conform legii. Dar în momentul când te iei de un colectiv, te iei de un om, în plenul unei ședințe, în mod indirect, și lovești în personalitatea acestor compartimente care se ocupă de aceste materiale, cred că e total nepotrivit. Cred eu că trebuie să fim mai rezervați și mai reținuți atunci când se fac asemenea aprecieri. Legiuitorul a spus, se poate, se supune votului Consiliului Local, se face îndreptarea materială făcută. Mulțumesc. Nu este vorba de îndreptare materială. Doamna consilieră, dați-mi voie. Haideți, v-am rugat de la bun început. Să vorbim în ordine, să ne scriem la cuvânt și să nu facem dialog. Așa, vă rog frumos, domnul, să dați cuvântul în replică. Vă rog să-mi dați cuvântul, așa. Domnul președinte, să-i spun domnului Lemnaru că nu este vorba de o îndreptare materială în condițiile în care ai o lege și nici măcar nu o răsfoiești. Să vezi că e acolo un tabelul anex în care spune ai cultură cu salariul la cultură, ai acolo anex în care spune ai salariul pentru muzeu. Considerați asta eroare materială? Nu, eu aș denumi-o altfel. Mulțumesc. Da, și eu susțin că trebuie să ne uităm și la noi, pentru că am votat, mulți dintre noi am votat, mulți ne-am abținut, mulți dintre noi am verificat, da, adică cred că discuta așa impersonal, că trebuie să recunoaștem că ne aparțin anumite lucruri, pentru că dincolo de aparatul de specialitate, suntem și noi, consilierii, care trebuie să verificăm un proiect, nu să-l luăm ca atare și să-l... Adică eu aș fi mai rezervat din acest punct de vedere. În a face acuzații la adresa cuiva. Domnul Zarzu, înțeleg că și dumneavoastră vreți să spuneți ceva și haideți să închidem discuții. Doar o întrebare la acest proiect. Care sunt diferențele între regulamentul din 2014 și forma actualizată din 2016? Pentru că nici nu expun niciun raport. Nu regulamentul din 2014? Da. Pentru noi s-a aprobat prima dată forma din 2014 și varianta actualizată din 2016 se supune. Și ăla din 2014 nu l-ați mai găsit nicăieri? L-am votat. Principala modificare este contractul local de furnizare a serviciilor către utilizatori. Forma contractului inițial 2014 era cu totul alta. Pe cea pe 2016 era cea pe care era în vigoare. Cum am ajuns la concluzia asta? Au venit cei de la Raja cu contractul SFNO pentru furnizarea serviciilor de apă pentru primăria Onești. Când a ajuns la juridic și a comparat hotărârea Consiliului Local cu contractul pe care l-au adus ei din 2016, erau diferențe foarte mari. Am mers pe fir împreună cu reprezentanții de la Raja și am văzut că cei de la Raja, și nu vreau să arunc față de ei, ne-au pus la dispoziție două regulamente cu două contracte. Nu ne-a spus nimeni la momentul ăla că 2014 sau 2016. Logic, era 2016, ultima variantă. Și am văzut de cum a fost să facem această îndreptare de eroare materială, pentru că este o eroare materială faptul că s-a supus aprobării Consiliului Local un regulament și cu un contract care în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iași-Constanța a fost aprobată cu totul altul. Da, de acord. Foarte bine. Da, de acord. Bun, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Doamna Bădic, să abțineri. Și domnul Zar. Două abțineri. Proiectul a trecut. Trecem la următorul punct cu ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvânt. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 177 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea dării în administrare a obiectivului cămin pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, județul Bacău. Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, a fost dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială Onești pe o perioadă de 5 ani, potrivit HL numărul 177 din 21-12 a 2016.
Darea în administrare acestui imobil pe perioadă nedeterminată va permite angajarea personalului cu un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în acest sens, asigurându-se continuitatea în desfășurarea activităților sociale. Pentru buna organizare și desfășurarea activităților centrului social, supun proiectul de hotărâre spre aprobare Consiliului Local Lunești. Mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Permiteți-mi să spun atenție și deliberării dumneavoastră, prezent și proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, aliniatul 1 din hotărârea de Consiliu numărul 177 din 21.12.2016, în sensul că la data respectivă a fost dat spre administrarea Direcției Generale de Asistență Socială Căminul pentru Persoane Justice din strada 8 martie numărul 26, municipiul Olen, județul Bacău, pe o perioadă de 5 ani și solicităm în acest sens aprobarea din partea Consiliului Local cu această, ca această locație să fie dată în administrare pe o perioadă nedeterminată. Motivăm această solicitare prin faptul că angajarea personalului pe perioadă determinată se poate face pe maxim 36 de luni, conform articolului 83 și 84 din legea 53/2003 codul muncii actualizat. Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor articolului 97 aliniatul 2 din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre de mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Și Comisia 1, aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții cu marginea proiectului? Da, domnule, era discutat. Eu totuși n-am înțeles din expunerea, din raport și din expunerea de motive, care este, de ce nu dăm pe perioadă determinată și dăm pe perioadă nedeterminată și doi, de ce nu dăm o nouă hotărâre și modificăm o hotărâre prin care am dat în administrare pe o perioadă de 10 ani, da, acest cămin? Pe 5 ani. Pe 5 ani și termenul de termenul încetat de nu, administrare. E cealaltă hotărâre, domnul Consilier. E cealaltă hotărâre cu spațiile. Nu, deci prima dată, motive, adică rămâne acest. De ce dăm pe perioadă nedeterminată? Nedeterminată. Nedeterminată, da. Pentru că va fi o serie de angajări pe acel amplasament, adică centrul social din cartier, și angajezi oamenii pe perioadă nedeterminată, tu având dat în administrare imobilul pe perioadă determinată. Poate să vină cineva să te întrebe, domne, dar cum ai făcut lucrul ăsta? Dacă tu nu ai certitudinea că imobilul nu este dat în administrare pe perioadă nedeterminată, tu cum îi angajezi pe perioadă nedeterminată? Și legea spune acum că nu poți să îi angajezi pe perioadă determinată, decât maxim 36. Asta este raționamentul pe scurt, da, zic eu. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul. Cine este? Stați o secundă, că erau acolo. Voiam să întreb dacă n-ar fi mai bine să formulăm pe perioada de funcționare a centrului, ca să nu fie nimeni nedeterminat, poate să fie și 50 de ani. Și contractul de muncă va fi corelativ pe perioada de funcționare a centrului. Nu, contractul de muncă stabilește angajatorul. Da. Nu știu, cum vă apreciați, dacă supun este plăzitere? Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Inițial. Obligatoriu. Abțineri împotrivă nu sunt, unanimitate. Trecem la următorul proiect cu ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 31 mai 2007 privind înființarea și organizarea serviciului public Direcția de Asistență Socială a municipiului Onești. Supun atenției și deliberării dumneavoastră modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 31 mai 2007 privind înființarea și organizarea serviciului public Direcția de Asistență Socială a municipiului Onești, mai exact modificarea articolului 5 aliniatul 1 în sensul dării în administrare pe perioadă nedeterminată a imobilului situat în strada Poștei numărul 1, spațiu unde își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială. Această propunere este motivată de faptul că perioada de 10 ani pentru care a fost dat în folosință gratuită a expirat la data de 31 mai 2017. Iar fără această prelungire, serviciul public aflat în subordinea Consiliului Local ar rămâne fără sediu administrativ. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Consiliul numărul 42 din 31.05.2007, în sensul că la data respectivă a fost repartizat un sediu serviciului public de asistență socială, un spațiu din strada Poștei numărul 1, de o perioadă de 10 ani. Având în vedere faptul că la data 31 mai 2017 a expirat termenul de folosință gratuită a spațiului respectiv, se impune prelungirea duratei de funcționare și folosința a spațiului situat în strada Poștei numărul 1, pe o perioadă nedeterminată.
având în vedere cele de mai sus, sunt temeiul prevederilor articolului 97 alineatul 2 din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Vă mulțumesc. Avizul comisiei. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, doamna Pașcu, vă rog. Chestiune chiar strict formală, care are natură juridică, venim și prelungim un termen în condițiile în care acesta este expirat. 31 mai 2017, venim și prelungim un termen care la momentul de față a încetat, de vreo 3 luni de zile, 2 luni și ceva. Trebuia un pic mai mult, adică chiar venim și facem un lucru care este anatoda. În momentul în care termenul a expirat, nu mai putem prelungi. Da. Din punct de vedere formal, parțial vă dau dreptate, în sensul că... Este o clauză la contract. Se prelungește din ideea. Expirat contract. Da, dacă există deci, această clauză care spune că se prelungește tacit, am venit da, să... Dacă avem tacit are locațiune, înseamnă că nu-și mai are utilitatea prezenta hotărâre. Deci nu și centru de acolo. Da, nu. Da, e o chestiune, am înțeles. Am înțeles. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Proiectul a trecut, vă mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Gestionarea sistemului de salarizare personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credit care are obligația să stabilească salariile de bază, salariile gradului profesional, gradațiile, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și natură prevăzută de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. Pentru punerea în acord cu principiile reglementate la articolul numărul 6 din capitolul 1, secțiunea a doua, din legea cadrul numărul 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești și stabilirea indemnizației consilierilor locali în forma prezentată. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Prin hotărârea Consiliului Onești 106 din 2017 au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile, serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. A fost stabilită indemnizația consilierilor locali potrivit actului normativ legea 153/2017. Stabilirea salariilor personalului din cadrul administrației publice locale are la bază mai multe principii, principiul egalității, nediscriminării, egalității, principiul importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării pe verticală și pe orizontală în cadrul aceluiași domeniu în funcție de complexitate și importanța activității desfășurate, principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare și principiul publicității. Prin aprobarea proiectului de hotărâre se urmărește punerea în acord și respectarea principiilor esențiale dictate prin legea salarizării după cum urmează. Principiul ierarhizării pe verticală și pe orizontală în cadrul aceluiași domeniu în funcție de complexitate. Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate cât și în cadrul aceluiași domeniu, trebuie să aibă la bază criterii precum cunoștințele, experiența, complexitatea, creativitatea, diversitatea activităților, judecata și impactul deciziilor, responsabilitatea, coordonarea și supervizarea. Analizând nomenclatorul și ierarhia funcțiilor necesare desfășurării activității primăriei municipiului Onești,
aprobate prin anexa numărul 8, anexa numărul 8, capitolul 2 și anexa numărul 8, capitolul 1 din lege, se constată că la stabilirea salariilor în anexele la hotărârea Consiliului Local este necesară respectarea principiului ierarhizării pe verticală, fiind stabilite salarii de nivel superior pe fiind funcții situate pe nivel inferior. Astfel, pentru respectarea prevederilor legale, este absolut necesar să fie aprobate salarii care să descrească pe verticală în grila de salarizare, în raport cu complexitatea muncii și să crească pe orizontală în raport cu vechimea în muncă, respectiv să crească în funcție de responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor. Principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale. În vederea respectării acestui principiu, legiuitorul instituie un mecanism de stabilire a drepturilor salariale prin înmulțirea coeficienților prevăzut în anexele la lege, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, exceptând funcțiile aferente familiei ocupaționale, administrației din aparatul propriu al primăriilor și consiliilor locale, respectiv cele pentru serviciile publice din subordinea acestora, unde salariile de bază pot fi stabilite prin hotărârea Consiliului Local pe baza aceluiași mecanism sau unui mecanism similar, dar folosind proprii coeficienți. Pentru acest motiv, consider necesară introducerea unui coeficient de ierarhizare pentru toate grilele salariale, care prin înmulțirea cu salariul minim brut să constituie un mecanism predictibil și transparent de stabilirea drepturilor salariale din sectorul administrației publice în municipiul Onești. Potrivit articolului 28 din lege, autoritățile și instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară prevăzute în anexele la lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității. Pentru astfel de funcții care nu se regăsesc în cadrul familiei ocupaționale administrație, salariile se stabilesc potrivit prevederilor legale. Având în vedere că prin legea 153/2017 sunt stabiliți coeficienți de salarizare pentru anumite funcții ocupaționale, cum ar fi familia ocupațională cultură, și, unde sunt reglementate salarii pentru sistemul bibliotecilor publice din România și muzee, salarizarea pentru aceste funcții specifice se va face potrivit anexelor respective, urmând ca prin hotărâre de Consiliu să fie reglementate doar funcțiile specifice capitolului administrației. Pe de altă parte, hotărârea nu reglementează sistemul de salarizare pentru toate serviciile publice din subordinea Consiliului Local, potrivit noii legi de salarizare, motiv pentru care, prin prezentul proiect, se propune introducerea unor anexe de stabilire a salariilor pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, Direcția Generală de Asistență Socială, Centrul de Execuție Bugetară Creșe, urmând ca toate celelalte servicii sau instituții publice din subordinea Consiliului Local Onești să folosească grila, nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiilor și serviciilor publice din anexa 3 la prezentul proiect de hotărâre. Principiul importanței sociale a muncii, potrivit căruia salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiului, în vederea respectării principiului invocat, legiuitorul asigură cadrul legal prin care la stabilirea salariilor să fie avută în vedere responsabilitatea, complexitatea și riscul activității. Pentru funcțiile de conducere, salariile de bază se stabilesc de către conducătorul instituției prin încadrarea în gradul 1 sau gradul 2, în salariul de bază pentru funcțiile de conducere, atât la gradul 1 cât și la gradul 2, fiind inclusă și gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim. De asemenea, prin prezentul proiect se aliniază întru totul nomenclatorul funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent al Consiliului Local, cu cel aprobat în anexa 8 la familia ocupațională administrație. În vederea stabilirii salariilor este necesară și o analiză a Direcției Economico-Financiare prin Serviciul Buget Contabilitate. Față de cele arătate, urmează să deliberați. Asta a fost varianta cea mai lungă. Da. Avizul Comisiei de Specialitate. Nefavorabil. Nefavorabil. Da, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, dacă să... Dacă îmi permiteți să... Da, domnul secretar vrea să facă câteva precizări. Față de proiectul pe care v-a fost transmis ca urmare a adresei Sindicatului Forța Legii din 16.08.2017, au intervenit câteva modificări la proiectul de hotărâre. Anexa 4A, rândul 1, coloana 1, rândul 5, coeficientul va fi 1,08. Anexa 4A, poziția 2, rândul 2, coeficient 1,20. Anexa 4B, poziția 1, rândul 3, coeficient 1,40.
Anexa 4B, poziția a doua, rândul 4, coeficient 1,20. Mai pe scurt, a fost o corelare între Direcția de Asistență Socială, între personalul contractual și funcționarii publici. Existau niște mici divergențe și au fost îndreptate. Înțeleg că sunt aduse aceste modificări de către inițiator. Da. Da? Nu. Bun, e regulă. Deci, discuții. Domnul Zarzu, mai e cineva care vrea să... Cu domnul primar. Ok, am închis lista. Domnul Zarzu, aveți cuvântul. Am doar două întrebări. La anexa 2, la șef serviciu, în funcție de grad, văd că sunt diferențe. La același nivel șef serviciu, unii au o salarizare mai mare, alții au o salarizare mai mică, toate celelalte în alte activități. Salarizare mai mică, diferență de 1500 de lei. Și a doua, am văzut-o cu o reducere de salarizare față de proiectul anterior, la personalul cu funcție contractuală la Consiliul Juridic grad 1A e o scădere de 200 de lei, dacă nu greșesc. Da. Dacă ne puteți explica de ce este această scădere. Mulțumesc frumos. Este clar că diferențierea se face în funcție de complexitatea activității fiecăruia. Știu la ce vă referiți, n-ați spus dumneavoastră, dar acei șefi, deci activitatea în ansamblu împărțită în trei subdivizii acolo la partea economică și este clar că, să zic, complexitatea este împărțită la trei șefi. Pe de o parte o să vedeți la sfârșit și raportul curții de conturi și o să înțelegeți mai bine cum stau lucrurile, adică pe lângă complexitate și, să zic, îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Ca să fiu foarte clar. O să citiți raportul curții de conturi. Pe de o parte. Iar la celelalte colegi, unde știu că faceți referire, există două cazuri. Ca să mergem cu salariul mai mare acolo, să rămână salariul acela cu 200 de lei, trebuia să creștem salariul la 17 persoane. Și un lucru vreau să spun. Deci acestea sunt răspunsurile pentru dumneavoastră, iar acum am dreptul să spun și eu opinia referitor de nivelul acestor salarii și contribuții pe luna iulie, comparativ cu luna iunie, mai și așa mai departe. Efortul bugetar este unul de 95.000 de lei pe fiecare lună de acum încolo, suplimentar față de ce am plătit până acum pentru salarii. Deci 1 miliard de lei. În 12 luni, 12 miliarde. Până la sfârșitul anului, 6 miliarde. Oameni buni, banii ăștia trebuie să-i luăm de undeva. Banii aceștia nu ne vin de la guvern sau din alte fonduri. Nu, nu. Este de la bugetul local. De la bugetul local, de unde putem să-i luăm? Să-mi dați dumneavoastră răspunsul aici. Îl dau tot eu. Nu pot să le iei decât de la dezvoltare și investiții sau funcționare. În altă parte, n-ai de unde. Aceste măsuri, care cred că sunt binevenite, vreau să fiu foarte bineînțeles. Creșterea salariilor este o măsură bună, dar nu în orice condiții. Atâta timp cât această creștere salarială va genera o creștere a calității serviciilor administrative pe care primăria le desfășoară, nu este nicio problemă. Dacă rămânem la același nivel, este o mare problemă. Această creștere salarială va duce în două direcții. Una, ori taxe și impozite mai mari. Trei direcții, de fapt. Taxe și impozite mai mari, lucru cu care eu nu sunt de acord și nu voi fi. Doi, diminuarea bugetului de investiții și dezvoltare. Sau trei, nici cu al doilea capitol nu sunt de acord. Reducerea bugetului de investiții și dezvoltare. Și trei, reducerea numericului. Știți cum e? Necazul unuia, bucuria nebunului. Eu am explicat foarte clar în discuțiile cu colegii din cadrul primăriei. Fraților, ne bucurăm, dar nu o să ne putem bucura toți până la sfârșitul mandatului, activității acelui. Nu poți, deci nu poți să ai creștere salarială fără să crești taxe și impozite, să faci și investiții în aceeași măsură. Nu se poate. Decât dacă vine cineva cu o soluție miraculoasă și spune, stați, am găsit eu soluția financiară. Este un lucru pe care vi-l spun și mi-l voi asuma în mod direct și vă voi cere sprijinul în acest sens, pentru că
orașul acesta trebuie să se dezvolte și acesta este scopul nostru aici. Trebuie să facem investiții, sunt foarte multe drumuri de reparat, sunt școli de reparat, grădinițe. De unde bani? Investiții la spital, investiții în învățământ, investiții în cultură. Vedeți cum arată biblioteca, cum arată câteva grădinițe și școli. De unde bani? Eu știu de ce mi-am dorit să fiu primar. Știu și acum. Știu cum vreau să închei acest mandat. Și nu voi face rabat de la principiile mele de om, în primul rând. Și voi fi foarte concret și determinat în ceea ce hotărăsc. Îmi imaginez că vor fi tot felul de discuții populiste și înțeleg și aspectul acesta că în Consiliul Local se face și politică, nu doar administrație, dar voi avea grijă să pot să am aceleași argumente foarte corecte și clare atunci când iau decizii și când vin în fața dumneavoastră cu anumite propuneri. V-am răspuns la întrebări. Eu vă spun un lucru. Dacă nu se votează, și sper să se voteze acest proiect, dacă nu se votează proiectul astăzi, oamenii angajații de GAS nu iau deloc salariu. Atenție! Angajații primării vor lua salariu conform hotărârii de Consiliu precedente, care nu este o hotărâre Consiliu... Nu știu dacă ajustabilă este. Ajustabilă, în sensul, că, în sensul că la bibliotecă avem anexa și... Am aflat de ea după ce am votat, am propus și noi asta ați votat. Sunt lucruri clare care trebuie îmbunătățite. Este un efort pe care îl face comunitatea. Atenție! Un efort pe care îl face comunitatea. Pentru angajații primăriei municipiului Ionești, de la primar până la îngrijitor. Și să nu trădăm această încredere și acest efort. Asta este ideea. Eu vă mulțumesc mult și sper să vedeți partea plină a paharului și pe viitor să consultarea să fie una foarte pertinentă pe criterii economice și de competență. Noi bine să băgăm, cum a spus, toată lumea în aceeași găleată. Unii sunt toată primăria e nu știu cum, taie frunze la... Nu, nu. În primăria municipiului Ionești se muncește foarte mult. Sunt oameni care fac eforturi foarte mari și într-adevăr sunt situații, cum avem aici colegele de față, nu le dau numele, sunt între noi, care, din cauza acestor cerințe de a respecta legea și de a ierarhiza, dânsele pierd acum puțin. Dar știți, domnule Ene, că am purtat niște discuții. Eu să știți că n-am purtat această discuție cu colegele noastre. Primarul va putea, pentru acele persoane care... la locul de muncă au o activitate foarte bună, să vină cu niște măsuri compensatorii. Și sunt persoana care atunci când un om văd că este, eu știu, corespunde, să zic, cerințelor pe care le avem fiecare de la angajații primăriei municipiului Ionești, sunt atent să nu bag joc de oameni. Eu vă mulțumesc foarte mult. Am zis că am închis lista, dar am să fac o concesie doamnei Pașcu. Scurt, doamna consilier, că vreau să fac câteva apreciere. Înainte, domnul primar, asta era singura mențiune pe care vreau să o fac și eu, dacă la ședința trecută s-a subliniat faptul că majoritatea angajaților primării își vor păstra nivelul de salarizare și vor exista angajați cărora le-au crescut salariile. Astăzi vedem că, de fapt, sunt câțiva angajați din primărie cărora le-au scăzut salariile, lucru care este inechitabil și este frustrant și pentru persoanele aflate în situația asta, pentru că e aiurea să vezi că toți colegii au păstrat același nivel de salarizare și ție ți-a scăzut salariul în condițiile în care se muncește. Știm clar că se muncește. Asta era solicitarea, dar mi-ați luat-o înainte. Da, ați înțeles că pentru a crește acolo trebuie să creștem la 17 persoane. Să găsim variante, voi avea la variante, dacă este cazul. Era anunțată această dezbatere de la ședința trecută. Am și spus că această lege este perfectibilă și așa sunt convins că vom mai avea discuții nenumărate pe baza ei, pentru că inevitabil apar și aceste discrepanțe. Unii sunt mulțumiți, alții nu. Ca orice în viață, are plusuri și minusuri. Una peste alta, eu cred că oamenii din primărie trebuie să-și ia salarii.
Pentru că dacă rămânem pe forma veche, înțeleg că nu prea e în regulă și nu... Păi nu ia degeaba. Modul de calcul, da, modul de calcul nu e unul sănătos. Doamna Bădic, scurt, vă rog. Doar două lucruri vreau să le reamintesc pe care domnul primar a omis. Faptul că există un fond de premiere pentru cei care pot avea rezultate bune și faptul că aceste salarii sunt până la sfârșitul anului. În condițiile în care această lege este perfectibilă, cred că se poate gândi încă de pe acum să nu mai facem, pentru că este clar că a fost așa ajustată, făcută pe fugă, cu încercări, ca pentru anul 2018 să fie o lege mai aplicată și care să corespundă, știu eu, situației din administrația locală. Mulțumesc. Cine supun la vot proiectul? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Domnul președinte, proiectul a trecut... Mi-e greu să mă abțin, dar o voi face de data aceasta din respect față de un angajament luat vis-a-vis de un lider politic, dar mai bine, tată, nu vreau să știu. Haideți să nu, da. Politica e politică, administrația e administrație, era inevitabil să se întâmple. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Și m-aș abține și eu câteodată, da. Nu prea pot. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului și a Convenției cadru de facturare individuală a consumului de apă și de canalizare. Pentru a se putea respecta articolul numărul 29 din legea 241/2006, care prevede că dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condițiile contractuale și cu respectarea prevederilor. Am rugămintea să nu mai vorbiți în sală. Mulțumesc. Cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare și pentru a evita suspendarea furnizării apei în caz de neplată a contravalorii consumului de apă vreunui utilizator din cadrul imobililor condominale existente, se impune încheierea convențiilor de facturare individuală a consumurilor de apă și de canalizare cu fiecare utilizator din cadrul acestor condominii, asociații de proprietari, locatari. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate, vă rog. Articolul 31 din legea 241/2006, modificată, prevede următoarele. Furnizarea, prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare, prestare care poate fi individual sau colectiv. Operatorii pot solicita încheierea de convenții individuale în baza metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului, elaborate și aprobate de autoritatea administrației publice locale, iar utilizatorii pot solicita numai propriu încheierea de contracte de furnizare, prestare cu operatorii. Convențiile de facturare individuală se pot încheia numai în următoarele condiții cumulative. În baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale administrațiilor administrative teritoriale, la nivelul întregului imobil sau asociației, cu respectarea prevederilor contractului cadru de furnizare pe starea serviciului. Sunt situații când Raja S.A. furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru un singur branșament și pentru ansamblul de locuințe ce nu se încadrează în sensul legii 114/1996 sau legii 230/2007 și nici potrivit legii 241/2006, ori al ordinului ANSC numărul 88/2007. O altă situație întâlnită este cea a extensiei imobililor condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari. Având în vedere cele mai sus menționate, furnizarea serviciilor de apă și de canalizare și facturare către fiecare utilizator prin individualizarea consumului ar putea avea loc numai pe calea încheierii unei convenții de facturare individuală. Având în vedere cele expuse, urmează să analizez să hotărâți. Avizul Comisiei de Specialitate? Aviz favorabil cu majoritatea de voturi. Da, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Nu, proiectul a trecut cu majoritatea de voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unui autoturism marca Skoda din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Prin adresa cu numărul 39.183 din 11.08.2017, Direcția de Asistență Socială Onești solicită transferul unui autoturism din proprietatea municipiului Onești în proprietatea direcției, în sprijinul desfășurării activităților curente, activități care presupun aprovizionarea centrelor din subordine, deplasări în teritoriu pentru efectuarea anchetelor sociale sau delegații în interes de serviciu la diferite
autorității județene. Având în vedere faptul că în parcul de mașini al primăriei Ionești se găsește autoturismul Skoda Octavia cu număr de matriculare Bacău 01 Bon, autoturism care întrunește nevoile curente ale Direcției de Asistență Socială Onești, prin prezentul proiect de hotărâre propun aprobării Consiliului Local transferul autoturismului menționat din proprietatea municipiului Onești în proprietatea DGAS Onești. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate, vă rog! 39-183 din 11-8-2017 pentru de către Direcția Administrativă, prin care se solicită realocarea fondurilor prevăzute pentru achiziția unui auto utilitare pentru Poliția Locală și folosirea acestora în vederea achiziționării unui autoturism prin programul RAMLA din 2017 pentru Administrația Locală, este necesară modificarea structurii bugetului local și anume a listei de investiții. Din analiza efectuată de compartimentul de specialitate, s-a constatat că este necesară diminuarea sumei de 80.000 lei de la capitolul 6102 Protecție Civilă. Da, e vorba de mașină. Cum te-ai cu Skoda? Nu știu ce mă ajută. Celălalt trebuia în 2000. Îmi permiteți să citesc eu, domnul Mihai, vă lipsește săptămâna aceasta. Proiect de raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului unui autoturism marca Skoda de proprietatea municipiului Onești, proprietatea direcției DGAS. Prin adresa numărul 39-86, SCD DGAS Onești solicită transferul unui autoturism din proprietatea municipiului Onești, proprietatea serviciului public, în sprijinul desfășurării activităților curente, activități care presupun aprovizionarea cu materie primă a centrelor din subordine. Având în vedere că în parcul de mașini al municipiului Ionesc se regăsește autoturismul Skoda Octavia, cu numărul de matriculare Bacău 01 PON, autoturism care întâlnește cerințele de asigurare a activităților curente, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre prezentată. Prezentată. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, domnul Zarzu, vă ascult. Mulțumesc frumos. Pe lângă această mașină care o transferăm, mi-a mai ridicat problema asta așa cu mulți ani. Nu probabil că știți la ce mă refer. Mă refer la acea mașină frigorifică care am aprobat acum de 3-4 ani și care nu am văzut-o, n-a văzut-o nimeni. Trebuie să-mi spuneți și mie dacă există acea mașină, cea de 700 de milioane, și dacă este înregistrată într-un inventar al primăriei sau... Există în garaj. Vezi o dată, vezi de două ori, este în garaj. La mașina nu există. Nu există. Am înțeles, mulțumesc. V-am răspuns la toate cele trei persoane. Bun, dacă nu mai sunt discuții cu ăla. Și dacă nu există, da. De ce am făcut proiect și de ce n-a fost cumpărat? Că banii au fost alocați. Ați văzut-o pe lista de investiții? A fost proiect. Stabilit, da. Proiect. Aveam alte responsabilități acum 3-4 ani. Deci era și uneasă, ați mutat și uneasă. Aveam alte responsabilități acum 3-4 ani, aveam ca și sarcini de serviciu, dacă nu știți. Mulțumesc că ați rămâit după 4 ani, că nu există. Știam și eu când ai zis, aveam un răspuns oficial. Deci, având în vedere că mașina de transfer de la primărie din Direcția Socială, solicit neapărat să-i se facă o revizie generală, ca dânșii de acolo să beneficieze într-adevăr de o mașină extraordinar de bună, având în vedere că are 16 ani. Păi trebuie să prindeți amendamente. Acum dacă votăm să transferăm, ce să mai facem? E o chestiune de executiv pe care urmează să o stabilească. Nu stabilim noi legislativ acest lucru, dar poftim? Faceți un taie de viză și pe aia transferi. Da, bun. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Proiectul a trecut în unanimitate. Domnul primar, aveți cuvântul, înțeleg că mai există un singur. Proiect de hotărâre, mulțumesc, proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017 și modificarea listei de investiții. Modificarea structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017 a municipiului Onești intervine pe fondul solicitării Direcției Administrative de realocare a fondurilor prevăzute pentru achiziția unor utilitare pentru Poliția Locală și folosirea acestora în vederea achiziționării unui autoturism pe programul RABLA 2017 pentru administrația locală. Totodată, din analiza efectuată de specialiștii cadrului Serviciului Buget Contabilitate, s-a constatat că este necesară diminuarea
cu suma de 80.000 de lei a capitolului 6102 Protecție Civilă și suplimentarea cu aceea suma a capitolului 5102 Administrație Locală. Vă mulțumesc. Având în vedere referatul direcției administrative prin care se solicită realocarea fondurilor pentru achiziționarea unei auto-utilitare pentru Poliția Locală și folosirea acestora în vederea achiziționării unui autoturism prin programul RABLA 2017, este necesară modificarea listei la investiții. Din analiza efectuată de organele de specialitate din cadrul Serviciului de Contabilitate, se constată că este necesară diminuarea sumei de 80.000 lei la capitolul 6102 Protecție Civilă și anume Poliția Comunitară și suplimentarea cu aceeași sumă la capitolul 5102 Administrație Locală. Modificările care intervin sunt prezentate în lista de investiții care reprezintă anexa 1 și modificarea bugetului local care este prezentată în lista de reprezentată cu rectificare. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. În raportul cu avizul Comisiei de Specialitate. Majoritate de voturi, aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Domnul Zandă, mai e cineva? Nu. Tot acum. Aș vrea să întreb de ce se renunță la o mașină pentru Poliția Locală și dacă bănuiesc că se va lua, deși vor avea nevoie de mijloc de transport, ca să va fi clar, și la ce se va utiliza mașina care urmează a fi cumpărată cu suma alocată de 800.000 lei. Mulțumesc. În momentul când va fi finalizată structura Poliției Locale, vor avea o mașină de serviciu. Până atunci nu putem să achiziționăm o mașină pe Poliție Locală, că nu are activitate. Doi, acum o săptămână de zile am obținut tichetul RABLA. A fost comunicat prin adresă oficială faptul că am îndeplinit condițiile pentru a primi un tichet RABLA. Înlocuirea parcului auto, mașina va fi folosită în administrație, în actul administrativ. Și pentru a o putea achiziționa, nu este niciun secret, s-a transferat acea mașină la DGAS, pentru că altfel nu puteam să mai luăm o mașină care să o putem folosi ulterior, pentru că eram pe numărul maxim de mașini pe care le poate avea administrația publică locală. Ăsta este întreg raționamentul. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri sunt? Nu. A trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 10, rog... V-aș ruga să îmi permite să mă retrag. Fără nicio problemă, consilier. Până de seară, da, la ora 18, și vă mulțumesc frumos. Multă sănătate. Mulțumesc. Proiectul numărul 10, rog pe domnul secretar să facă prezentarea raportului de activitate al administratorului special. Da, dacă cu permisiunea noastră, n-am să-i mai dau citire, pentru că el a fost transmis pe mail tuturor consilierilor locali. Pentru că este o solicitare și o cerință expresă a Curții de Conturi ca să fie luate în dezbatere toate rapoartele de activitate ale administratorilor speciali. Eu am supus atenției dumneavoastră, dacă aveți nelămuriri sau discuții pe marginea acestui proiect, v-aș invita să... Sunt discuții pe marginea acestui raport de activitate? Dacă nu, vă propun să trecem la următorul punct 11, cu raportul de control al instituției perfecte. Aceeași situație, în urma controlului al instituției prefectului, a fost emis acest raport cu principalele aspecte ce s-au dispus în urma controlului. Potrivit solicitării instituției prefectului, acesta a fost comunicat și Consiliului Local. Urmează ca dumneavoastră să-l analizați și dacă aveți de asemenea obiecțiuni sau alte discuții pe marginea lui, să le supuneți atenție. Eu am primit, cred că am primit cu toții acest raport. Multe din aprecieri mi se par corecte, dar sunt și chestiuni care zic eu că nu... Cred că ar fi luat din alt raport. Mai dau și ăștia la prefectură cu copy-paste. Mă rog, poate nu cunosc eu nimic și locit anumite aspecte și
Eu nu am de făcut comentarii. Dacă cineva a de făcut vreo apreciere legată de acest raport, dacă nu, propun să trecem la punctul 12, prezentarea raportului de audit financiar emis de Curtea de Conturi. Domnul secretar, aveți cum? Da, aceea situație și aici, el a fost transmis, este destul de voluminos, abia ieri l-am primit. La solicitarea Curții de Conturi și potrivit legii aveam obligația să supunem atenției Consiliului Local. Nu știu dacă ați avut timp să-ți răsfoiți, sincer, nici eu de ieri până astăzi n-am reușit. Urmează ca împreună cu departamentele de specialitate să fie emisă la nivel primăriei o dispoziție cu persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivilor și a solicitărilor Curții de Conturi. În săptămâna următoare se va face lucrul acesta. Dacă dumneavoastră aveți alte... Eu recomand consilierul local să ia act de acest, să-l studieze, pentru că există posibilitatea să fie prevederi care ne privește până aici. Și atunci, măcar din mers, să ajustăm anumite probleme. Cu siguranță, da. Da, atât eu o să citesc acest raport, că mi se pare mai mult decât important în activitatea noastră. Dacă nu mai sunt discuții pe aici, doamna Bădic, aveți o mănuță atât de delicată încât greu o văd. Mulțumesc. Nu, o singură întrebare. Autoritatea... Poftim? Adresată cui? Ca să se alege. Adresată, cred că domnului primar, celor care v-au răspunde acest... sau și celorlalți, că privește o activitate cu mulți primari, cred că sunt 3-4 primari care... activitatea 3 sau 4 primari care a fost verificată. A fost însușit sau a fost opinie contrară? A fost însușit acest raport? Nu, am făcut obiecțiuni. Deci nu va fi contestat, este asumat, sunt măsuri care trebuie să remediate. Nu, ați înțeles? Am făcut obiecțiuni la raport. S-au făcut obiecțiuni și probabil este decizie și vom vedea, analizăm decizia. Dacă să-l ținu cont de obiecțiuni, este clar că vom acționa într-un fel, dacă nu în alt fel. În se va merge în instanță? Adică nu putem să răspundem acum la întrebarea asta, în sensul în care trebuie să analizăm decizia pe baza obiecțiunilor făcute de către noi la raportul, la procesul verbal încheiat la încheierea controlului. Dacă s-a ținut cont de obiecțiunile noastre, este clar că nu mai avem de ce să nu fim de acord, dar dacă nu s-a ținut cont de obiecțiuni, ne vom continua procedura legală de de a ne reprezenta interesele instituției vis-a-vis de acest raport. Dar sunt convinsă că se vor urma pași legali pentru remediere sau știu asta eu procedura. O singură problemă desprinsă de acolo, care nu are neapărat legătură, dar care am desprins-o din acest raport. Casa de Cultură, și am văzut că este bine analizată situația. Casa de Cultură, în momentul de față, este domeniu public al municipiului Onești. Există hotărâri de... ale instanței definitive și revocabile și totodată există o acțiune în instanță recent înaintată de către cei de la, să zic, care administrează acum, administrează cu ghilimele de rigoare acel imobil. Folosesc acel imobil. O să vedem exact ce măsuri luăm. Da, am văzut că e un impozit foarte important, asta precisa Curtea de Conturi, dar nu știu dacă este normal sau dacă se plătește în condițiile în care, din momentul în care acea hotărâre a fost definitivă, cred că ar fi trebuit să plătească chirie. Cred că 50%, mai mult din 50% în acel spațiu este folosit de o persoană privată care ar trebui să plătească niște bani la bugetul local. Zic. O sumă destul de importantă. Raportul și decizia Curții de Conturi este una foarte detaliată și clarifică suficient. Nu știu dacă spune de chirie ceva, n-am văzut. Oricum, punctul meu de vedere este și aspecte legate, și aspectele economice, și aspecte juridice privind această speță. E bine ca înainte să ne exprimăm o opinie în acest format, să analizăm și să ne formulăm o opinie vis-a-vis de decizia Curții de Conturi și ulterior să putem face aprecieri publice asupra acestei speții. Mai ales că nu este definitiv raportul. Atenție, este în procedură de contestare, înțeleg. Și atunci haideți să așteptăm. Vreau să vă spun că primarul municipiului Onești, împreună cu tot aparatul de specialitate, urmăresc cu mare atenție să spun în destularea bugetului primăriei din tot ceea ce nu s-a
achitat conform legii de-a lungul anilor în diferite spețe gen. Și facem tot ceea ce ține de noi, toate măsurile, toate acțiunile juridice necesare, astfel încât să îndreptăm eventualele greșeli. Mulțumesc! Cu mult drag! Dacă nu mai sunt discuții, propun să trecem la diverse. La fel v-aș ruga să facem o listă, bineînțeles dacă există această listă de diverse, dacă se înscrie cineva. Dacă nu, doamna Godin. Mai e cineva care se înscrie la diverse? Doamna Pașcu. Am închis lista. Doamna Godin, aveți cuvânt. Dacă pentru următoarea ședință ordinară sau extraordinară va exista o hotărâre de revocare a transferului podului către transporturi, dacă o facem sau dacă sunt eu cu ea, s-ar putea să nu treacă, dacă o inițiez eu. Stați liniștită că noi cu toate inițiativele bune și corecte suntem de acord, adică le și sprijinim, nu numai că suntem de acord. Dar eu vă spun să nu vă grăbiți. Nu ne grăbim. Și vă spun și de ce. Pentru că nu am semnat contractul de finanțare. După ce semnă contractul de finanțare, înseamnă că lucrurile sunt foarte clare. Dumneavoastră la Helegiu a semnat un contract de finanțare pe BNDL. Și eu la Helegiu am primit o adresă în care spune că se întocmesc documentație până la sfârșitul lunii noiembrie și că aceste contracte vor fi încheiate în luna decembrie. Foarte vor corect. Fi analizate. Foarte corect. Din experiența mea puțină pe care o am, știu că nu vor fi semnate toate contractele, nu știu câte, că au fost mii de, poate mii de proiecte aprobate. E vorba de 2017-2020. Doar acele documentații care vor fi depuse într-un termen relativ, vor fi semnate și contracte în funcție de alocațiile bugetare ale anului respectiv. Păi și atunci de ce să ne grăbim? Întrebarea este dacă dumneavoastră, care reprezentam dumneavoastră personal, dacă municipiul Onești nu are acest pod în domeniul public, poate depune documentație? Puteți face documentația? Puteți desfășura această documentație? Haideți să clarificăm un aspect administrativ. Până în momentul în care Ministerul Transporturilor dă în scris și există hotărâre de guvern de preluare a podului, până în acel moment, podul aparține, este în administrarea UAT Onești. Ceea ce se întâmplă și astăzi. Noi am făcut toate demersurile la momentul binecunoscut de a transfera. Dar ați văzut dumneavoastră hotărâre de ordonanță de urgență de guvern pe acest subiect? Nu, eu vă întreb, în momentul de față se lucrează la documentațiile tehnice? Asta e altă întrebare. Am întrebat, da, se lucrează. Se lucrează la un obiectiv pe care nu-l avem. Cum nu-l avem? N-ați înțeles nimic. Pe nu l-am predat, nu s-a încheiat. E natură juridică, doamna Vărăzită. Bun. Atunci, această hotărâre produce efecte care am dat-o noi în decembrie și am revocat-o în luna mai, produce vreun fel de efect? Nu. Nu. Bun. Păi așa spuneți că Hotărârea Consiliului Local prin care s-a aprobat trecerea acelui pod către minister este un prim pas în procedura de preluare. Efectiv, trece regimul juridic al podului, este unul și același în acest moment. Administrarea proprietatea statului, administrarea Consiliului Local. Se va schimba regimul juridic la momentul în care va fi aprobat prin hotărâre de guvern, se va încheia procesul verbal de predare primire. Deci nu va trebui revocată acea hotărâre? Nu. Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură la acest moment. Și proiectul de hotărâre va fi făcut de primarul municipiului. Da. Oh. Doamna Pașcu, aveți cuvântul. Ce să faceți în momentul de față? Asta trebuie să înțelegeți. Eu am să am intervenții legate de faptul că mai multe persoane, în ultimele zile, întâmplător, întâlnindu-mă cu ei pe stradă, mi-au dus la cunoștință faptul că în zona magazinului Maripre, de lângă școala 1, se fac anumite amenajări, este blocată circulația pe trotuar. De asemenea, chiar dacă mi-am dat o hotărâre de Consiliul Local acum ceva vreme legată de frigiderele care sunt depozitate pe spațiul trotuarului, nu s-a luat nicio măsură acolo. Nu știu dacă primăria, prin personalul pe care îl are, a început să pună în aplicare respectiva hotărâre. Pentru că am stabilit... S-au făcut zeci, să nu zic sute, de notificări. Pentru că am zis să nu intrăm cu buldozerul prima dată. Și să înțeleg că la notificările făcute... Se și construiește fără autorizație de construire în municipiul Onești, este foarte adevărat. Cunoaștem aceste aspecte. Suntem în procedură de a
opri această, să zic, această intenție sau a unora sau altora. Este clar că sunt multe lucruri de făcut. Cum am avut disponibilitate și calm și am tratat problema protocol cu mare atenție, voi trata și problema Marii Pret cu la fel de mare atenție. Da, e o toleranță, unește în locurile. Da, și noi aveam, am avut foarte multe solicitări vis-a-vis de chioșcul protocol, precum că vând băuturi alcoolice la copiii de la liceul din vecinătate, aici, pe care le avem în vedere și ne străduim să le remediem conform legii. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte chestiuni de discutat, declar închisă ședința de Consiliul Local de Astăzi. O zi bună!